Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație în primul rând și pentru tema dezbaterii de astăzi. Într-adevăr, atât obiectivele României, cât și al regiunii sunt subsumate ambițiilor pe care Uniunea Europeană și le-a stabilit cu orizont 2030-2050. Avem un set legislativ de regulamente și directive care ne stabilesc direcțiile de urmat și atunci și documentele noastre programatice la nivel național se aliniază acestora. Și aș aminti Planul Național Integrat pentru Climă și Energie, reformele din Planul Național pentru Redresare și Reziliență, strategia pe termen lung în care aceste obiective sunt stabilite. Și așa cum știm și a fost diseminat destul de mult, dar tot timpul trebuie subliniat, obiectivul este ca în 2030 să reducem cu 87% emisiile de gaze cu efect de seră. Și atunci, având în vedere această ambiție și de asemenea principiul eficienței energetice să primeze în toate acțiunile pe care le realizăm, pașii pe care trebuie să-i facem atât noi ca și instituții publice, prin reglementări, prin politici publice, prin programe pe care să le punem la dispoziție, cât și industria și ceilalți actori implicați, sunt necesari încă din acest moment. Și în ce stadiu suntem cu tranziția? Practic, Întrebarea scurtă ar fi, stăm bine sau e loc de mult mai bine, ca să nu spun că stăm rău? Suntem într-un parcurs ascendent. Sunt măsuri care trebuie accelerate. Ținta este ca până în 2030, 36,2% din energia pe care o avem la dispoziție și o consumăm să fie din surse regenerabile. Adică avem nevoie de o accelerare în acest domeniu. Și de asemenea, până în 2030 trebuie să avem peste 30 de gigawatts de energie regenerabilă, 76% din acestea să fie din surse regenerabile, să fie instalată și operațională. Asta înseamnă, comparativ cu ce avem în momentul acesta, o nevoie de a accelera, în special investițiile din surse regenerabile, și a echilibra acele tipuri de investiții sau a ieși într-un o ieșire a celor care produc un impact negativ asupra mediului. Câte energie verde producem astăzi în România? Raportat la anul 2021, din sursă solară aveam 1,4 gigawatts, din eolian 3 gigawatts, iar din hidro 6,6 gigawatts. Ținta pentru 2030 este ca din solar să ajungem la 8, peste 8, din vânt 7,6 și din hidro 6,9 gigawatts. Asta înseamnă o accelerare a investițiilor pe aceste domenii, investiții care se întâmplă în momentul acesta cu diferite surse de finanțare.